Autobuzele electrice promise încă de anul trecut pe străzile din municipiul Buzău ar putea intra pe traseu în curând. Administrația locală pune întărirea pe seama unor probleme de natură tehnică a sistemului de trafic și cel al stațiilor de încărcare. Au fost foarte multe probleme, nu în sensul autobuzelor, în sensul în care aceste autobuze pot circula cu multe sisteme și cu multe echipamente care și alea trebuie puse în funcție. Gândiți-vă că pe fiecare autobuz sunt 6 camere de supraveghere, 3 în interior, 3 în exterior. Sunt sisteme de comunicare cu fiecare intersecție în parte. Toată această informație se transmite la centrul de monitorizare de la Transbus. Sunt aceste stații de încărcare. Am avut probleme cu electrica, așa cum știți, să dau avizele cu mari întârziere. Totul este aproape gata. Astfel, autobuzele electrice ar putea fi puse în funcțiune din această lună. Prima parte a lunii martie vor intra în funcție cele 13 autobuze. Acum se fac teste. Ați văzut inclusiv cu afișajul în fiecare din stații de pe Bulevardul Unirii. Deci mai sunt foarte mici lucruri de pus la punct. Deci sunt convins că prima parte a lunii martie vor intra toate cele 13 autobuze electrice și, bineînțeles, ne pregătim pentru licitația pentru încă 36 de autobuze electrice care vor fi aici în oraș. Odată cu punerea în funcțiune a autobuzelor electrice, mijloacele de transport vechi, achiziționate anterior de Primăria Buzău, vor urma să fie casate.